Și eu am vrut să verific, inima mea e curată, tu nu ești curios să vezi inima ta e curată? Doamne ajută! Și hai să ne verificăm dacă e curată. Amin. Asta e credința adevărată. Să ai inima curată și ai să-L vezi pe Dumnezeu. Și am pus acum la 4 aparate inima mea, am făcut 4 probe să văd dacă e curată sau nu. Prima probă pe care am făcut-o e proba vorbirii. Căci gura vorbește din prisosul inimii, nu? Și eu am făcut o probă să văd că odată cineva, un pocăit, s-a lovit la un deget și a scos o vorbă urâtă. Și a spus, vai, am scapat-o, a ieșit. Dar altul spune, măi, eu nu mă mir că a ieșit, eu mă mir pe unde a intrat, când a intrat. Păi astea n-au loc în inima noastră. Când scăpe o vorbă, o murdară, o înjurătură, ceva, n-am scapat-o. Dar înainte de a o scăpa, unde era? Era în inimă. Era în inimă și într-o neatenție ai scăpat-o. Hai să probăm inima noastră la testul ăsta a vorbirii. Vă dau un exemplu. Era foame din în Canaan și au plecat ficiorii lui Iacob după grâu, ajung la Egipt, eu 10 sați cu grâu, îi duc acasă să termin în grâu. Și acum spune tata, iar după grâu, nu avem mâncare la copii, facem turde, facem plăcinte, dar cu ce facem când avem grâu? Și spune, na, duceți-vă, luați sace și duceți-vă. Păi nu ne putem duce, că trebuie să-i dai pe Beniamin. Pentru că Iacob spune, nu vi-l dau, măi, Iosif a murit, Beniamin nu vi-l pot da. Mă, dar voi de ce ați spus că mai aveți un frate acasă? Îi judecat tatăl, să știi. Și ăștia spun, dar de unde să știm noi? O spus că suntem din scoade, că suntem spiuni. Noi am spus, nu, suntem 12 copii la tata, unul a murit, unul cel mai tânăr e cu tata și noi 10 am venit. Și dregătorul a spus, uite pe unul din voi îl bag în pușcărie, acum lec. Și când veniți cu fratele vostru, îi dau drumul și lui. S-a lecat pe Simeon, de unde să știm noi? Acum dă-l pe Beniamin. Dar în Geneza 43, cu versetul 3, Iuda a spus așa, omul ăla ne-a spus curat, să nu vedeți fața dacă nu veniți cu fratele vostru. Adică ne-a spus curat. Ce înseamnă a spune curat? Un om cu inima curată vorbește curat. Da. El nu are insinuări, nu deloc la bănuieli rele, n-are cuvinte cu două înțelesuri. Un om cu inima curată, da, uita și noi nu. Așa e un pocăit. Suntem cu inima curată? Doamne. Când vindem ceva, când cumpărăm ceva, când negociem noi și cerem mai mult, măcar că știm că nu face atâta, cer mai mult, ți-am de unde lăsat. Suntem cu inima curată, oare? Eu sunt crescător de animale și acum vreo lună a venit cineva să cumpere o vacă de la mine. Eu bucuros, măi, vin el și când vin în curte, spune, pacea Domnului, tu ești pocăit, nu? Zic, da. Tu nu predici? Eu zic, predic. Și ai o vacă de vândut? Da. Hai să o vedem. Spune el în graj. Acum nu pare bine că știe că-s predicator, că voia să negociez cu el, să mai țin la preț. Și spune, măi, dacă tu predici, ăi, nu înțelege noi. Cât vrei pe vacă? Eu zic, măi, omule, eu nu vând și nu cumpăr vaci. Tu ești din meserie. Uite-te acolo ea, spune cât face și cât face, cu atâta ți-o dau. Dar să spui drept. Ăla să uite, băi, 22 de milioane, bun? Că e bun. Mi-o dai, ți-o dau. Dacă ați putea spui tu cât face, femeia îmi spune la orechi, mai cer un milion. Ce să-i mai cer dacă suntem doi pocăiți, nu? Și lucrăm cu inimă curată. Așa sunteți și dumneavoastră? Un frate pocăit s-a dus în Norvegia să cumpere o mașină. O găsit el pe internet, o luat pe cineva să traducă, că eu am mulți prieteni în Norvegia. Norvegianul cam dintr-o bucată, zic, domne, asta e mașina, dar la preț, cum ne înțelegem? Ci că eu am un preț în mintea mea, spune norvegianul, nu-l lăs niciun euro, să știi. Îmi dai bani, ce ia-ți dau mașina? Dar cât e? Norvegianul întreabă, dar tu cât îmi dai? Uite cum faci. Eu cât vreau pe mașină, scriu pe un bilet și țin biletul în palmă. Tu cât îmi dai, scrii pe un bilet și pui în palmă și schimbăm biletele între noi. Mă, ăla se uită la mașină, mașină bună, tot ce trebuia. Ăla i-a spus că el nu lasă nimic din preț și românul i-a scris 7.000 de euro.
că îi dă. Unul așa a schimbat biletul, când a desfăcut biletul, norvegianul voie 4.000 de euro. Și acum el nașa, acum cum face? Întreabă românul. Păi cum am spus, îmi dai 4.000 și o iei. Ăsta bucuros, 4.000, ci că a vrut să-l întrebi pocăit, dar nu, nu l-a mai întrebat. Testul inimii curate. Un om cu inima curată vorbește curat. Amin?